Astăzi, fraților, o să intrăm în poliție. Ieri am fost și am vorbit cu un polițist de acolo și m-a acceptat să intru în poliție. Iar asta înseamnă că o să am acces la câteva mașini de poliție. O să încerc să le vând și sper să nu fiu prins. Așa că hai să vedem. Mamă, câți polițiști. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Oh, bună ziua, bună ziua, domnișorul. Am venit cu contractul ăla de poliție, dacă se poate să intru. Puneți-vă, vă rog frumos, numele și vârsta ca să vă caut aici, să vă n-aveți ceva caziere. Ok, Andrei Pablo mă cheamă. Mă numesc. Ok, da. Ce vă putem ajuta, domnișorul? Păi să mă arătați uniforma de poliție. Uniforma e de mai multe feluri, depinde, că dumneavoastră o să începeți de la cadet, de la ăștia, nu o să aveți uniformă ca și mie, okay. Dar o să fie niște reguli dacă vreți să intrați în poliție. Ce reguli, ce reguli? În primul rând trebuie să ascultați de mine. Ok, ok, ok. Și să nu vindeți mașini, aia e cea mai dureroasă treabă. Dacă vindeți o mașină, o să primiți închisoare cu executare pe viață. Cu executare dacă vinzi o mașină, dai doar o mașină. Da, da. Hai să vă arăt, da, e o mașină, dar să vedeți ce mașini avem. Aia e problem. Ok, ok. Mă vă rog frumos să nu le atingeți. Mamă, câte mașini. Păi ia, hai să vă arăt. Asta e cea mai șmecheră. Mă ajunge la gradul cel mai mare. Ok. Și până atunci care pot să o iau? Care pot să o iau? Păi, de alea mici, hai să vă arăt aici la început este ăsta de aici. Aha, aha. Hai că eu să te duc la un coleg, să te predau la un coleg ca să -ți facă instructajul mai bine, să -ți predea uniforma. Că eu o să trebuie să ies din tură, că mă așteaptă soția. Gata, băieții, ne-am schimbat, frumos, elegant, am luat uniforma de polițist. Ți-am dat costul, nu te strânge ceva? Noi, perfect, perfect. Băieții, pot să iau o mașină să plec în patrulă, în astea? Desigur, desigur. Da, poți, dar trebuie să te scrii pe listă. Sper că ai vorbit cu șeful, nu? Da, da. Care, îmi dați voi ok de la o mașină din parcare? Da, da, îți dă cheile el. Bun, fraților, am intrat în poliție oficial. Ok, hai să luăm o mașină. Am primit cheile de la Fordul ăsta, ok, perfect. Am luat acest Ford, am plecat, nu mai stau. Practic tot scopul a fost să intrăm în poliție, să luăm niște mașini și să le vindem. Ok, fraților, m-am gândit mai bine și mi-a venit o idee cum aș putea să vând prima mașină de poliție. Mă duc la marketul negru, de unde am cumpărat și mașina submarin, și o să încerc să le vând la băieții ăia mașina asta de poliție, doar că nu știu câți bani o să-mi dea, că nu sunt cei mai bogați băieții de la marketul negru, dar au foarte multe chestii. Așa că poate pot să fac profit cu ceva, nu știu, o mașină. Dau mașina asta pe bani, bineînțeles, dar poate mai iau și eu ceva de aici. Deci de aici, fraților, mamă, cum arată toate nebunile astea. Deci de aici am cumpărat mașina submarin. Aolo, aolo, aolo. Sunt eu, am mai cumpărat de la voi acum o săptămână. Nu, nu-s polițist, nu-s polițist, nu-s polițist. Cum așa, domne, că ești îmbrăcat de poliție? Nu, mașina de poliție, nu mai cunoașteți masca, am venit acum o săptămână. Bă, nu-s parcă. Am venit să vă vând, am venit să vă vând. Deci, bă, băieți, am venit la voi, acum o săptămână și am cumpărat o mașină submarin. Nu mai țineți minte mască? Nu mai știu, că nu mai ce cunosc. Uite că băiatul ăsta își aduce aminte. Tu, moșule? Bă, de-alea era șobolan maro. Păi aveam... Să nu faceți de lucru cu el, mă. Aveam masca maro, deci fiți atenți cât îmi dați băieți pe mașina asta. Eu nu-s polițist. Care mașină? Pe asta? Da, da. 100 de mii. 300 de mii. Ce ai, mă, bătrâna? Ce ai, bă, dați-mă 95 și lăsați-o așa. Na, nu dau la 95. Ăsta 100 de mii, mai mult. O sută de mii și motorul ăla de acolo, ca să am și eu cu ce pleca. Da. Nu aduceți banii, băieți. Stai că mă duc acum, las că mă duc. Ok, fraților, deci băieții au acceptat. Mamă, e nebunie pe aici pe la ei. Voiam și eu să aleg o ceva mai șmecher, dar dacă dau doar 100k pe mașină, ce să mai aleg? Îți dă patronul banii, că el are pensia mare. Ați adus banii? Cum ne fugi, mâncați? Da, domn. Ok. Respect, mulțumesc. Da, da, banii acolo. Da, da, deci pot să iau și motorul ăsta, domnilor. Da, domnișul. Vedeți că eu mai sunt în poliție și mai pot să vă aduc mașini. Cam de ce mașini ați avea nevoie? Chevrolet? Un charger. Dați-mă o dată negru, mai comentați. Hai că mă duc și văd dacă găsesc. Ok, fraților, am luat această motocicletă și am vândut o mașină de poliție. Din păcate, doar cu 100 de mii, dar 100k sunt 100k. O să mergem acum și vedem dacă mai putem să luăm o mașină de la poliție. Bun, fraților, chiar acum o să mergem la poliție și luăm altă mașină. Dacă nu-mi dau polițiștii ăștia, altă mașină o să fie jale. Să trăiți, domni. Bă, dacă bună, bună. Așa, bun, pentru suma. Mamă, ăsta de la Black Mart. Acest polițist, vedeți, care e pe motoretă. Ce? Mi-a vândut o mașină. Ce mașină ți-am vândut, bă, nebunule? Mi-a vândut un... Ferrari, Ford, de poliție mai dat. Ai vreo dovadă? Ce ai făcut? N-am făcut nimic.
nimic, păi n-are dovezi, îl crezi fără dovezi. Această măsurită e a mea, e scris pe numele meu, de unde o ai? N-ai o dovadă că ți-am vândut o mașină. Poză, ia uite-o, ia uite-o. Dar noi am vândut-o, ok. Stop. Noi am vândut-o, mamă, bro. Bă, what the fuck. Deci șobolanul ăla de la Black Market a venit aici la poliție să spună că eu am vândut mașina de poliție. Eu nu mai înțeleg nimic, ok. O să mergem aici unde sunt căile ferate de tren sau cum s-o numi, au fac. Ok, fraților, nu știu să conduc motociclete și de ce sunt atâtea autobuze acolo, what the fuck. Hai să mergem în canale și ăsta cu motocicleta încă în spatele meu. Bă, e prea OP motocicleta de poliție. Ok, am intrat în apă. Facem o săritură. Oh, era să mă duc. Mamă, fraților, cum îl pierdem pe ăsta cu motocicleta de poliție? E mult mai rapidă decât motocicleta mea, care efectiv am luat-o de la... Zici că am luat-o de la groapa de gunoi. Ok, o să mergem pe stradă. Sau, nu, mamă, what? Mamă, cum am scăpat. Facem stânga, o dăm drept în față și ar trebui să... Cred că l-am scăpat pe fraier. Ok, perfect. Asta înseamnă, fraților, să fii motociclist adevărat. Oh my god. Deci nu cred că mai am cum să intru în poliție. Nu mai am cum să fur nicio mașină. Am trecut pe autostradă, totul perfect. Cred că singura metodă cu care aș mai putea eu să iau mașini de poliție și să le vând ar fi să le hackuiesc. Am nevoie de chestii cu care spargi încuietorile la mașini și știu pe cine să contactez. O să mă duc chiar acum și o să văd dacă mai găsesc pe cineva care vinde spărgători de încuietori la mașini. Ok, după câte știu eu, ar trebui să stea undeva prin zona asta băieții care se ocupă cu chestii legale și spărgători de încuietori. Hai să dăm un telefon să vedem ea. Ne răspunde? Eu aveam numărul de mai de mult timp la recente. Hai să vedem. Alo, m-auzi? Da, spuneți. Oare mai vindeți încuietori de alea de le poți sparge la mașină, gen? Ah, sigur, puteți veni la noi. Cele mai bune încuietori la persoana potrivită. Ok, asta, ok, cele ok. Cele mai bune. O să vin cam în două minute, un minut. De fapt, stai că cred că sunt fix aici. Tot la casa aia șmecheră stați cu multe, da, da. Mulți copaci. Da, dar nu vă așteptați să avem prețuri prea calitate. Da, o să vă spun o combinație șmecheră, poate vă băgați. Cât sunteți? Cât okay, sunteți? Hai sunt, că... sunt interesat. Ajung imediat, ok? Bine, vă așteptăm. Ok, fraților, hai să vedem. Eu eram fix la ușă, dar n-am mai zis nimic. Hai să vedem pe băieți cât sunt. Să trăiți, să trăiți. Nu ești tu ăla de la televizor, ha? Televizor? Dar ce, care televizor? Că nu văd să aveți un televizor. Ăsta? Videoproiectorul ăsta, da. Puteți să-l porniți să văd dacă m-au dat ăștia la știri. Porniți să vadă. Știri de ultimă oră este dat în căutare un șobolan care se dă polițist, dar de fapt e polițist fals. Cine îl prinde primește bani. S-ar putea să fie altcineva, nu cred că sunt eu ăla, nu știu. Lăsați, că nu. Da, am venit să cumpăr de la voi, băieți, am venit să cumpăr niște... Ce să cumpăr, băiatul meu? Șmecherii de alea de spargi lacătul la mașină, la încuietoare. Da, ați venit la persoana potrivită, vă ajutăm. Fiți atenți, hai să vă spun, băieții, vă văd așa mai bazați. Eu am intrat în poliție, dar am ieșit astăzi că am vândut o mașină de poliție. Ce ai făcut tu? Deci băieții pe mine m-au scos din poliție că am vândut o mașină de poliție. Cam, na. Ma, pedeapsă cu moartea direct. Da, e de-al nostru, băieți, e de-al nostru. După câte ați văzut la televizor, nu mai sunt polițist. Deci, așa, na. Și despre ce combinație vrei să vorbim? Bă, deci dacă voi aveți spărgători de alea șmechere, când e seară, putem merge și dacă vreți. Am niște băieți la Marketul Negru care cumpără mașini de alea și le putem vinde. Mă duc să le aduc, vedeți ce avem. Ok. Domnul, dar ok, nu trebuie să stați cu maceta, ați văzut că nu sunt polițist, am venit să cumpăr. Nu, el e mai nebun. Cum vă numiți? Cele mai bune, domnișoară. Ați adus nebunile? Cea mai înaltă calitate, doar la noi. Deci băieții, cum vă numiți, ca să știu cum să vă stric și astea? Eu sunt Albert. Ok, tu? Bicu, că mă trau așa. Ok, și dumneavoastră? Frederico. Domnul Federico, puteți să băgați maceta la loc, că nu, n-are rost. Ce-ai spus să mă despart de Rebecca? E doar o macetă, mă rog. Deci mergem la combinație, domnul Albert. Presupun că dumneavoastră sunteți șeful aici, deci na. Depinde care este miza. Ok, fraților, am luat pe băieții ăștia. Noi 70% și... Rămâi cu 30%.
altfel nu facem nimic. Ok, ok. Deci zic să așteptăm pentru să... Pentru că noi suntem trei. Noi suntem frații pe tar, dar ai grijă. Zic să așteptăm să se facă noapte. Mamă, văd că aveți mașini șmechere. Și mergem și o dăm. Avem de toate, fratele meu. Deci băieții, veniți cu mine până acasă să mă schimb și așteptăm să se facă noapte după o dată. Da, șef. Haideți să mergem. Aveți voi vreo mașină să încăpem toți? Porsche ăla de acolo? Porsche, hai să vedem, veniți. Are două locuri. Aveți voi vreuna de patru locuri dacă nu merge Porsche? Da, da, avem culina în spate, avem. Ah, ok, pot să conduc eu? Da, da. Ok. Păi mută și tu Porsche. Mască mută, veric. Și de cât timp sunteți mafios, domni? Treaba noastră, nu se spune. De ce? E, prea multe întrebări, păi, domnișorul. Ok, ok, ok. Eu zic de când m-am născut, am fost născut o familie de mafios. Ok. Îmi pare rău să zic, dar nu o să-mi las băieții să intre în afacerea asta. Dacă o să fii prins, ești pe cont propriu, îmi pare rău. Ah, ok. Noi te ajutăm acum, dar dacă o să fii prins, ești pe cont propriu. Bine, ok, ok, ok. Pentru mine nu nicio problemă, cât noi am, fondurile. Cât am pe Rebecca, n-am niciodată. Bun, hai că, hai să vă arăt o prezentare scurtă la casa mea, dar nu râdeți, abia m-am mutat, ok? Bun, hai să ne schimbăm, fraților, și după mergem, așteptăm să se facă seară și o dăm cu polițiștii. Vă place casa? Scuze-mă. Da, da. Ești milionar, ceva din alea? Da, sunt milionar, ăsta e una dintre casele mele. Ce e cu revista asta din baie? Ignorați, ignorați, vă rog. Hai că trebuie să mă schimb, fraților. Ok, fraților, m-am schimbat. Ce mai faceți, cum mai sunteți, domnilor? Mamă, Gico a dormit? Cred că s-a făcut noapte după câte se vede afară. Cred că e noapte. Unde-i domnul Albert? Că ar trebui să începem. Nu știu că la hai intra balul de fiecare dată când începem ceva. Hai până afară, na, nu știu. Fraților, mergem și vedem ce mașini de poliție putem să furăm. Mamă, e jale rău de tot. Ok, deci s-a făcut noapte. Strada e destul de liniștită. Unde-i domnul Albert? Nu-i dați un apel? Ce poate? Stai, 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 stai. Ce caută ăla acolo sus? Cine e Albert a vostru, dar ce caută acolo sus? Îi place să stea ca șuimul sus. Ok, deci mergem. Uita că ăsta are fetișuri ca să se arunce de pe clădirinalte. Ok, urcați, hai să-l așteptăm pe domnul Albert. Copile, bă, dacă nu te dai jos, că eu stau în față. Dacă nu te dai jos, te rezolv cu Rebecca. Am dormit. Ascultă, negrule, dacă nu te dai jos. Okay. A, domnul Albert, nu știu ce ați făcut acolo, dar na, ați inspectat casa. Am verificat, voiam să fiu sigur că nu sunteți de la poliție. A, nu sunt, stați liniștiți. Deci în caz că o să fiu prins, ziceți că mă lăsați în pace, gata, numai. Nu te las, domnule, dacă mă plătești bine, nu te las. Păi, n-am zis nimica de plătit, am zis numai de furat, gen. Adică n-ați zis nimica de plătit. Dealul nostru era 70%. Ce facem? Ce facem? Îmi pare rău, ok. Acum ați uitat dintr-o dată de deal, nu? Să nu ne mai dați nouă nimica. Fraților, n-am vorbit de plătit, what the fuck? Ce zic ăștia? Ok, o să vă plătesc atunci. Hai că-i plătesc dacă e. Ce, noi ajutăm pe degeaba aici? Corect și asta, da. Deci, cred că am uitat. Nu știu, sunt puțin cam obosit că n-am dormit, ca domnul G. Deci, eu zic să ai grijă că Rebecca este în căldură. Aolo, adică maceta? Da, normal. Domnule Albert, dar presupun că vă știți cel mai bine la spart de uși. Deci, vă lăsăm să vă faceți talentul, nu știu. Deci suntem patru? Da. Da. Mamă, dacă ar fi patru mașini de poliție, ar fi perfect. Deci, domnul Albert, dacă poți, tu să le spargi geamul, că le legăm noi firele și alea după. Și luăm toți câte o mașină de poliție și după unde ne întâlnim? N-am vorbit de un loc. Mamă, poliție. Stați un pic să ne gândim. Unde ne întâlnim după? Că, na, nu știu. Am eu un laborator secret, dar e secret. Păi acum sunt cu voi, da, trebuie să mi-l arătați, nu știu. E pe aici, prin apropiere? Da. Okay. Eu vi-l arăt, dar dacă cumva aud că se supă vă nu se suflă. Asta, Doamne ferește. Am pe unul cu Natasha aici, unul cu Claudia. Aolo. Și era Rebecca, te rog frumos, poate cobor la tine. Mai am și pe unul cu Rebecca, ăsta e aici cu noi în față. nu zic nimănui de locație, crede-mă, Albert, n-o să te trădezi. Aici, pe dreapta. Ok, sunt curios, nu știu, n-am mai fost în locații de-astea foarte secrete. După prima, la stânga, da, și după dreapta. Ușa asta? Ușa din față, da. Poți să văd un pic așa cum e? Ce locație secretă au ăștia, bă? Ia. Ce zice, să le arătăm, băieți? Ia. Intră.
Atâta? Asta e locație secretă, doar atât. Uite aici, boss, bine. Aici e loc de depozitare așa un pic. Am înțeles, da, ok. Deci aici putem scăpa 100% de poliție, ok. No, hai să mergem, să fiți atenți. Aveți arme? Presupun că aveți. Mergem la poliție și eu omorâm pe aia cât s-or fi, nu știu, direct așa. Singurul plan. Ori viață, ori moarte. Hai să o dăm. Haideți, băieți, haideți. Haideți. Am încredere în domnul Albert că o să spargă toate cheile, toate ușile, toate nebunile. Hai să vedem. Îmi spargeam eu broaște. Nu erați voi născuți. No, ok. Trebuie că mai am vârstă ca tine cu 10 ani. Hai să vedem, băieți. Mamă, deci văd un polițist. Stoi, bă. Doi. Coborâți-și. Coborâm aici. Hai că auzi mașina, hai să-i ciurui mai rapid. Dați-ne-i, băieți, dați-ne-i. Bun, am scos pistolul. Perfect, 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 perfect. Gata? Mamă, băieții, top, top, top. Domnul Albert, bagă-te la treabă. Bun, 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 bun. Asta e deschisă, pot să o iau? Aceea e deschisă, am deschis-o. Ok, bun, fraților, bun, bun, bun. Domnul Albert, luați-o pe ultima care mai e aici. Ok, fraților, am luat mașinile. O să mă duc și, bă, frate, eu am luat mașina asta de poliție. Eu nu trebuie să mai stau acum cu ăștia. Adică, practic, eu pot să mă duc și să vând singur mașina de poliție. A, dar e ăsta după mine, fuck, nu pot. Ok. Voiam să mă duc inițial singur, dar poate mai furăm ceva de la poliție. Voiam să mă duc și să o vând eu singur, dar nu știu, trebuie să fac cumva să scap de ăștia acum. Aș vrea să rămân eu cu mașina asta și să fac să o vând și să iau toți banii pe ea. Nu vreau să le dau la ăștia nimic. A, dar ăsta e după mine, nu pot. A, dar pe Gico ăsta cred că pot să-l omor. Ia că o să fac undeva. Ăsta mă urmărește că nu cred că știe locația. O să fac aici stânga și îl trădesc pe Gico. A, nu pot să-l trădesc, e și ăla. Voiam să văd dacă e în regulă mașina. Voiam să văd dacă e în regulă mașina. Mamă, nu pot să-i trădesc pe ăștia, fraților. Hai să lăsăm mașina. Ok, dacă o să mă duc și o să le sparg casa, că știu unde locuiesc și nu pot să le dau 70% din banii mei la ăștia sau nici nu știu cât au cerut ei și sunt primul care a adus mașina aparent. Deci avem două Chevroleturi de poliție, unul alb, unul gri. Bun. Domnul Albert, nota 10. Cu respect, sunteți cel mai bun. Dar mai aveam un membru, cum îl chema pe domnul ăla? O să mergem să-l căutăm. Dacă... El de obicei mai rămâne în urmă tot timpul. Ok, dar acum ne riscăm viața, nu știu, zic și eu. Ce vreți? Tatăl nostru, nu avem cum să lăsăm. Exact, e. Okay. La greu, nu ne lăsăm între noi. Mergem cu toate mașinile astea sau? Nu, hai să luăm una de pe stradă, de la localnici. A, aveți voi o mașină aici? Ok. Credeți că l-a prins poliția? Ce mai posibil. Hai de capul meu. Și dacă l-a prins, ne s-a mai întâmplat. Vreți să intrăm peste poliție? Mă, fraților, ăștia vor să mă omoare. Aolo. Păi și dacă murim? Nu murim, n-ai văzut. I-am omorât cu ea de poliție din prima. Sunt adormiți acum la ora asta. Stați-mă un pic să mă gândesc. Că dacă murim? Cum așa să te gândești? Aolo, aolo, pune pistolul la loc, pune pistolul la loc. Vreau să capăm de ție picioarele. Să capăm de picioare dacă nu-l mergem. Deci mergem să-l scoatem pe Frederico sau cum îl chema pe colegul vostru. Dar faza e că trebuie să luăm un polițist ostatic. Că altfel nu o să ne-l dea dacă a fost prins. Cum luăm noi un polițist ostatic? Deci mergem la poliție și nu știu. Ok. Bip, mă las pe mâna voastră, băieți. Da, că poate că găsim o mașină, că am aflat la 3 mașini și... Taci, că se au sirene. Aolo, hai că luăm pe ăsta, luăm pe ăsta. Nu, nu-l trage în el, nu-l trage în el. Nu, nu, încă nu. Cred că l-ai lovit. Jos, coboară jos, coboară jos. Gata. Mai ești polițist sau dicot? Polițist. Okay. Numai bine, băieți. Avem și o staticu. Legă la mâini. L-ați prins pe unul Federico în seara asta, l-ați capturat la voi la secție? Da, e la secție. Băieți, deci l-o captura pe Federico, trebuie să-l scăpăm. Deci, haideți, luați-l în mașină cu el. Hai în mașina noastră, nu luăm asta de poliție, lasă. Hai în jeepul ăsta, urcați. Am spus, totul merge conform planului. Da, domnul Albert, chiar am încredere în dumneavoastră acum. Domnul de la Dicot sau de la poliție, de la ce sunteți? De la poliție. Cum vă numiți? Laurențiu. Ok, domnul Laurențiu, o să fiți ostaticul nostru până ne-l dați pe domnul Federico. Șoricarle. Da, înainte, hai să luăm totuși și niște informații de la el, dacă tot îl avem aici. Bună idee, care domnul. Este codul de la ușa de la poliție? Vă rog frumos. 357. Oh, notați, domnul Albert, notați. Zici că are microfon pe el? Aveți microfon pe dumneavoastră? Da. Imediat rămâneți și fără picioare și fără mâini dacă nu răspundeți. Aveți microfon? Mamă, l-a luat domnul Albert. L-a luat tare.
Unde aveți microfon sau nu? Ascare. Aoleo, dă-te jos. Nu, lasă, ne trebuie o static. Trebuie să-l scoatem microfonul, repede. Ok. Nu, că nu merge așa. Nu merge, bine zis. Unde e închis domnul Federico? Angelul la 7, la închisoare. La închisoare de pe autostradă. E pe autostradă? Hai că i-am scos microfonul, haideți. Hai că trebuie să mergem la pușcăria aia de pe autostradă, mamă. Trebuie să ne deschideți porțile sale. Mamă, ce facem pentru membru vostru? Voi chiar țineți la membrii, domnul Albert? Noi, ca frații noștri. Înțeleg. Deci, domnul Laurențiu, închisoarea asta din față? Da. A, băieți, pregătiți? Mai mult ca niciodată. Domnul Laurențiu, zic să dați acum un telefon să ne-l aducă pe Federico la poartă, că altfel, nu știu, să fie ca în jale așa. Nu cred că intrăm noi. Băi, eu nu am dus și tu pe ăla la poartă, că mă duc ăștia aici. Băi, fiți pregătiți cu armele. Da, trebuie să-l aduci la poartă. Domnul Albert, da, okay. Aveți arma pregătită? Da. În caz că o să tragă, zic să nu vă dați jos. Nu știu, bun, hai că ajungem. Bine că ați avut mașina asta, că altfel nu mai eram acum pe drumuri. Suntem pregătiți pentru orice situație noi. Mamă, ajungem la pușcărie. Ia uite-l, bă, pe Federico. S-o dat jos ăsta. Spuneți-l să-l aduc aici, fix în față. M-a dat jos? Da. Puteți să vă dați jos, domnul Laurențiu. Deci până nu ni-l dă, stați cu armele în mână. Suntem 3 versus 2. Ok, gata, am făcut schimbul. Păi lăsați și dumneavoastră armele jos, dar nu lăsăm noi. Bun. Hai în mașină, rapid, în asta albastră. Hai că a început să trag, urcați. Domnul Federico, sunteți ok? Bă, urcă. Ce face Gicu? Aaa, l-o pușcat pe Gicu, mâncavaș. Opriți-vă, că trebuie să-i omor pe aia, opriți-vă. Ai de capul meu. L-o omor pe frații meu. Nu pot să opresc, îmi pare rău. Mamă, vine o mașină după noi. Păi, sunt polițiștii aia. Deci am fost să-l salvăm pe Federico ca să moară un membru de la dumneavoastră, domnul Albert. Ce părere aveți? Eu n-am fost cu ideea. Ai de capul meu. Hai că o dăm aici. O dăm, uite, aici sus. I-ați omorât? Pe unul da. Nu mai pornește mașina, băieți. Hai pe jos. Ok. Mâinile sus, dumneavoastră. Bă, au venit întăriri, au venit. Aolo. Băi, nu mai am gloanțe. Nicio. Domnul Albert, aveți Rebecca. Gloanțe? Eu mi-am pierdut pistolul. Ai de capul meu, nu cred așa ceva. Mă predau. Și eu mă predau. Bro, în ce combinație am intrat? Mă predau, domnule. Ai de capul meu, fraților, intrăm la pușcărie, nu mai zic nimic. Nu trebuia să mă bag în combinații cu mexicanii ăștia, acum intru, domnul. Cam câți ani o să fiu la pușcărie, așa de întrebare? Cam mulți. Hai de capul meu. Ok, deci cam câți ani o să am la pușcărie? O să ai ceva ani, dar... Da, cam cât exact? Să mai vină un băiat cu mine. Federico, hai sus, hai cu mine. Nu trageți. No, bun. Colegule, vii după mine. Na, ce să zic, Federico, ca să te scoatem pe tine din pușcărie, mergem iară. Mai merg și eu la pușcărie. Din cauza voastră l-au omorât pe frate, nu las că e rezolvă. Lasă Gicu. Da, îmi pare rău pentru Gicu, dar mai ai tu vreo idee cum ieșim din pușcărie? Nu ieșim din pușcărie, domnul polițist. Să trăiți, nu? Deci voi trebuie să ieșiți din pușcă. Bun, deja. Deci atunci o să vă duc eu pe o insulă pustie. Nu-i nevoie. Să fiu sigur că o să stați câțiva ani acolo, că văd că pușcările să-i va da. Dar nu e nevoie, puteți să ne băgați aici, fix aici, pe dreapta, vă rog, pe dreapta. Lăsați că vă duc acolo. Doamne. O să mergem aici în port, o să luăm o bărcuță și o să mergem direct pe insula aia, că văd că... Federico, nu cred că mai ieșim de pe insulă, mâncați-aș. Hai de capul meu, s-a făcut și dimineață. Domnul Laurențiu. Hai de capul meu. Trebuie elicopterul, că acum ajung cu băieții. Bă, voi chiar ne duceți pe insulă? Da. Dacă parcăm și mergem la elicopter. Doamne. Bă, Federico, bă. Domnul, ne-ați adus pe clădire. Câți ani o să avem? Vă rog, eu spuneți-mi exact. 60 de ani o să aveți, așa e. Hai de capul pe viață. Lasă, că nu o să stai eu 60 de ani. Las că poate îți dă mai mult. Doamne. Na, ce să zic, hai sus. N-a urcat, băieți. Mamă, domnul Laurențiu, acum câteva ore erați o static și acum sunt eu static, cum ar veni. Autotable se ftarnă, căriaș. Federico, dacă aveam o parașută, dar dacă sărim, murim, ești nebun. Ce să mai... Nu încercați așa ceva. Păi da, văd că suntem la 1000 de metri, nici nu știu câți metri. Lasă că coboară astea jos din elicopter. Federico, stai cu minte că au pistoale, nu știu. E cam nebună asta. Este încălduri. Ok, mamă, ce insulă. Bă, băieți, dacă o să încercați să evadați de aici pe insulă. Ok.
O să primiți așa un glonț între urechi amândoi. Aura. Da? V-am lăsat. Dintre voi în ceartă. Bă, o sărit, ai. Lasă, nu o să scăpe, că sunt rechins în gestea în ocean. Eu nu sar, că mi-e frică să nu mă aud. Mamă, bă, deci am văzut cum să iei o viață în real. Și-a zice să nu sar, că am pistolul pe tine. Ok. Nu sar. Am văzut că înainte colegul tău o sărit, de asta ziceam. Eu nu sar, v-am spus, eu sunt curat, eu, da. Oricum, ingredient. Și 60 de ani ați spus că o să stau aici fix 60 de ani. Să stai un pic mai puțin. Eu stai undeva la 50, da. Ok. O să-l caut și o să-l aduc aici cu tine. O să stai vreo 80 de ani. Bun. Așa e cam cât am eu, vârsta mea. Aolo, domnul polițist, nu credeam vreodată că o să ajung în pușcărie la modul real. Eu n-am stat mult în pușcărie când am mai fost. No, păi lasă că acum o să stai și pentru data trecută. Și oare îmi dați ceva să mănânc? Că mi-e cam foame. Ia uite aici, că să cam dă, cred că la ce oră îi se dă ceva banane. A, nu mănânc așa. Domnul Albert, Albert, ești ok? Ce faci, bă, Alberte, bă? Ce să fac? Vrei să te rămâi aici în celulă cu domnul Albert? Dacă se poate, da. Sigur, hai că o să închid celula și o să rămâneți așa voi. O să vă aveți și povestit toată noaptea. Ok. Bă, Albert, de când te-a adus ăștia, mă? Sau te-a adus alții? Numai din vina ta. Din vina mea? Dar, adică, nu tu ai fost cu planul să-l salvăm pe Gicu? Ok. Tu ai fost cu planul să-l salvăm pe Gicu? Da, dar toate astea din cauza ta. Olo. Bă, hai să spun ceva, bă. Bă, Federico, când ne-a adus ăștia cu elicopterul, bă, ăla e nebun, mă, o sări din elicopter în apă. S-ar putea să ne salveze el. Bă, serios? Da, mă, dacă zic o sări nebun în apă. Cred că aveam aceta. Hai, bă, că nu suntem pierduți, bă. Da, sper. Hai că mă duc să-mi iau de mâncare. Sigur, bine după noi. A, ne-o închis celul ăla, nu mai iau de mâncare.